Vă mulțumesc pentru aplauze. Încă o dată haideți să-l aplaudăm pe Serghei care a fost aici. Serghei este atât de prost încât mi-am dat seama și eu. Și eu sunt foarte... eu sunt blondă. Eu vă jur, eu am ceva din liniștea Viorica-i dencilă, știi? Chiar am. Deci priveam ochii divorțați și așa. Știți că acum recent Viorica Dăncilă a fost în vizită la Papa. Deci chiar a fost în vizită la Papa. Și știți, nu? Mi-o și închipui acolo, ea cum e cu gușa aia de pelican, cu pâncile alea de hârcioc în provizii și privirea aia de nu știu ce cu mine. Să-l salut, cum îl salută pe Papa și good morning, mister. Bye, bye. Papa. You make a very good blow job. Stupid me job. Leave you frustrating me to be here. Convinced? Da, așa mi-o închipui. Vreau în acest seară să mă aplaudi cine m-a văzut la televizor. Hai să vedem. Dragii mei, pe această cale vreau să vă spun că am un anunț de făcut. Eu niciodată nu am scos pe gură niște lucruri foarte urâte și nu știu să vin dacă să creează cu ce zic eu acum, dar eu în această seară, doamnelor și domnilor, o să scot pe gură o pulă. Dar credeți-mă că o să fie cea mai drăgălașă pulicică pe care o să o primiți în viața voastră. Deci, fetilor, nu cățcați pe acolo prin spate, mai întâi pulicica în gură și nu vreau asta. Băi, nu știi care ideea, băi, știți cum mă rog seara? Dă-mi, doamne, pulă atât de mare și atât de lată. Deci, încercați să înțeleg dacă tot... Și mergem, da. Sau cel puțin așa cred eu. Întuneric. Da, foarte mult mă bucur să fiu alături de voi. Încă o dată vă mai pun să aplaudați, știu că e așa puțin. Să mă aplaudi cine m-a văzut la Capatos. Da, Elis, am fost. O zi sunt de mult și eu participa la Capat și o văzi. Brat era, da, nu, brat Ficus era. Poate, sigur v-ați întrebat, voi cum a ajuns aia acolo? Vă zic, nu vă impacientați, s-o căutat cea mai frumoasă asistentă. Cea mai deșteaptă. Cea mai mirobolantă. Cea mai, nu știu cum să vă spun, chiar interesantă, cea mai talentată, așa că... Tot bun de-o rămas futul în gură. Eu eram pe post de umbra lui Stoian, știi? Cam așa eram eu acolo. Dar ați văzut că eu în emisiune aveam niște roluri foarte bine definite. Adică, bă, când era să fiu de umplutură, eram de umplutură. Când trebuia să ies în evidență, eram de umplutură. Chiar aș fi curioasă cine este din Moldova. Toată lumea mea.
bun, acum întreb altceva. Cine a fost vreodată în București? O, aveți bani, primar, cred că e la curățenie. Știți care-i treaba? Că, nu știu, voi care ați fost în București, nu vi s-a zis niciodată când ați la intrare acolo în București, moldovean împuțit? Bă, mie mi s-a zis. Eu de fiecare dată când merg în București, mi zic moldovean, că bă, la înciu, bă, la înciu. Când mă duc două săptămâni, mă spălasem, știi? Dar firma Ocean Go a sesizat această problemă a moldovenilor și au creat un nou produs, se numește Go and Wash. Iar și pentru moldovenii masochiști, Go and Wash curzici. Două lucruri răsc la viața mea, rasismul și țiganii. Și apropo de țigani, Alex Velea a fost în nenumărate rânduri la emisiune. Bă, și când zâmbea, nu știu cum, cu gingii așa. Bă, și eu nu știam de ce. El avea o strungă foarte mare și arăta mai mult gingii așa. Bă, și nu am înțeles de ce Alex Velea nu scap de strunga aia, că are bani, știi vorba aia. Că e cu Antonia de aia. De ce nu scapă de strunga aia? Și mi-am dat seama de ce Alex Velea nu scapă de strungă. Alex Velea, bâncața, nu scapă de strungă pentru că el știe că oamenii la strungă vine cu fer. Cine mai bătrân știe de strungă? Da, aș vrea încă o dată să, că tot am venit și, na, eu țin cu fetele, băieții o să vezi că țin cu, cu la fel, cu fetele. Vreau să-mi aplaudi, să-mi aplaudați toate fetele din sală, vă rog frumos. De ce vreau să-mi aplaudați toate fetele din sală? Pentru că, să știți că trăim într-o societate foarte grea pentru femei. Foarte grea. Ați văzut ce se promovează în ziua de azi pe la televizor, în reviste, oriunde? Ce fel de femei? Femeia? Barbie. Capră. Barbie capră. Stă capră seara, așa, e corect. Femeia capră, aia care are abdomenul plan. Mănâncă două frunzulite de pătrunjer. Ale de vespie. Bă, și-i foarte greu ca noi să fim femeia capră. Bine, dacă nu te dor șanele, dar oricum, e foarte greu să fii femeia capră, să nu mănânci. Și în fiecare minut să te minți că nu-ți place mâncarea. Deci dacă o să vedeți, doamnelor și domnilor, în această seară, de sărbători, de Revelion, de Crăciun, o vreo femeie că-și comandă sălățică. Credeți-mă că ea nu-și dorește sălățică. Eu acum aș fi salată de aia. Ea și-ar dori cu ardoare să sugă dintr-o șaormă. Să fii posedată de o șaormă. Să dea cu maioneza pe țâțe. Te-aș comandă o sălățică. Pentru mai puține calorii. E foarte greu. Tot timpul trebuie să mănânci varza aia sau salata aia. Bă, nici deci credeți că suntem așa de nebuni și vorbim mult și fără țel. E foame! Eu n-am dealer de iarbă, eu am dealer de sălățică. Îmi sunt dealer de sălățică după sărbători, că am cam multă salată bio-off. Și simt scoaie, mă simt grasă. Vine dealerul, mi-aduce sălățică, un rulet frumos, mă uit în oglindă și iau un fum. Coaie, sunt mai slabă cu 5 kg. Facem tot felul de eforturi. Pentru ce facem lucrurile astea, fetelor? V-ați gândit vreodată? Pentru ei, nu? Ca să ne mai fută și pe noi cineva. Ca să ne mai trag câte o cârjă. Asta-i cârja. Să știți că, e pe de-o parte, e adevărat asta cu să ne gândim că, băi, mai întâi băgăm în noi sălățică, ca mai târziu să băgăm în curcarul, știi? E adevărat teoria asta, dar să știți că eu m-am glumesc. Nu-i chiar așa, nu-i chiar așa. Noi să știți că treaba stă chiar invers.
Noi nu facem pentru că suntem disperate după sex și vai, ne dorim un bărbat. Nu. Să știți că mai mult o facem pentru noi chiar să slăbim. Și de foarte multe ori vă folosim pe voi ca să slăbim. Da! Voi de ce credeți că facem sex cu voi, mh? Vreți să vă spun eu? Noi facem sex cu voi de cele mai multe ori pentru că ne gândim că mai ardem și noi niște calorii. Da, frate, nu mai trebuie să mergi la not, nu mai trebuie să mergi la gimnastică, nu, frate. Poziția, te gândești simplu, poziția misionarul, 500 de calorii. Capră, 700. Omui, 800. 100 dacă înghiți. E foarte simplu. Și există o teorie, eu nu de acord, grea, că 100 de metri din notă la bazin face cât o partidă de sex. Nu. Dar de când am auzit teoria asta, fostul meu prieten și-a sumat toate meritele pentru că eu am slăbit 2 kg. Dar nu așa. Mă jignea. Se comporta ca cel mai mare macho. Mergea prin cafete așa, că avea o cămașă de deschiată până la buric, efectiv, ca un cocalar obosit. Și mergea, avea din suflet ieșea o siamez, avea pizda în suflet, efectiv. Și mergea cu tupeu. Ai văzut, iubito, că datorită mie ai slăbit 2 kg. Că avea la rai cât o vacă. Aoleu. Pum, cu vacă, înțelegi? Și am zis, bă, fruțule, uite care treabă. Eu înțeleg că partida ta de sex face cât 100 de metri din notă la bazin. Da, dă-o, dracu de treabă. Cine luat atât de repede în 30 secunde? Hai, frate, fii serios, eu în timpul sexului nu clipesc, eu n-am timp. Eu mă uit la ea, la noi poziția titare, mă uit la ea îndepărtare și fac cum dispare, știi? Mai explicită cât îl ținea pe postul. Cât vă explic? Noi în timpul sexului scoatem niște gemete, știi, senzori. Că vă plac, nu? Dacă îți mai zic și ai mare! Îi ține toată seara! Asta e cazul meu, știi, na. Și voi, la fel, în timpul sexului, scoateți niște sunete. Și vreau să vă întreb pe calea alea, pe calea asta, ui, ce sălea? Oameni buni, ce încetați, mai glocăiți? Și signelele alea, ce țăiturile alea? Frate, nu ne ce? Știți sunetul ăla? Eu nu l-am de parcă e înjunghiat de pe la spate. Avea unul, făcea ca un cimpanzeu. Aș dracu din mine. Dacă ești adevărat, cum faci? Ioi! No, tu n-ai domne, te-am prins! E alb! Stau până la final aici! Nu mai dat, deci mă usuci, dați! Vă zic, la mine relații cum făcea fostul meu prieten, băi, deci avea un sunet, wow! Făcea, băi băieți, și eu fost! Și după, cum o fost? Băi băieți! S-au plăcut, băi băieți, mai facem, băi băieți, da! Când, băi băieți, și mă bucurați că o câștiga și steaua. În timpul ăla aveam timp să ne uităm la meci. Și un act normal sexual, cred că în cazul vostru ar suna ceva de genul acesta. Fiți atenți, deci așa. Însă veni, nu știu cum faceți. Dați bani, așa? Faceți cu calul. Tă-tă-tă! Și tu faci așa, tă-tă-tă! Ceva de genul acesta, fiți atenți, deci așa. Violinist. Vă zic la
mini relații, cum suna tot actul sexual cap-coadă. Cap-coadă, da? Deci, uitați, te iau așa. Ui, băi, ce-o pus? O pus ceva? Când mă ajuns pe eu, Doamne ferești, mi s-a întâmplat ceva. Tot ce m-a spus, să mă scuip în sun. Nu, deja am scuipat eu. Greu, dificil. Să știți că... Știți, apropo de valul ăsta cu stand-up, foarte multă lume mă întreabă că băi, Anisia, dar cum e să fii femeie și să faci stand-up într-o lume a bărbatului? Nu e greu? Bă, nu, eu sunt foarte fericită cu ce fac și nu mi se pare greu pentru că știu lucrul. Femeie e mult mai puternică decât bărbatul. Opa, toate gazetele de partea mea! Da, sunt mult mai puternice. Nu credeți asta, băieți? Aplaudi un bărbat care nu crede asta. Nu, aplaudat unul, dar au fost jumate de aplaudă. S-a spus după aia, după scaun, știu? Tica aș pe tine, Maxim! Maxim! Băi, noi suntem mult mai puternici. Voi sunteți... La cât de amărât sunteți voi? Ce să zic altceva? Vreau în această seară, dacă ați venit în cuplu, fetele mele dragi, să vă uitați puțin către el. Și să vă uitați la mufa lui. De ce au râs fetele? Oare? Știu ele de ce? Ce exprimă? Ce știe el? Știi ce sentiment? Ce știe el acasă? Labă, mece-ți nebune! Adun-te mâncat, dar-și dreacul din gură! Așa. Noi suntem mult mai puternici ca voi. Uitați-vă la voi, da? Voi sunt fizic vorbind, voi sunteți mult mai mari ca, decât noi, da? Mult, mult, mult. Și cu toate astea nouă nu mi-este frică. Nu. Tu oricum poți să o bați pe proastă acasă. Ești mai mare, știi? Fii prin casă, mergi, te scapi la ouă, o vezi pe asta mai mititic așa. Uai, ce-aș bate-o pe proastă? Și-i trage o scateală după cap. Aoleu, dar de ce mai tras scateală ca asta după? Ui, de ce zelorea? Pentru că mergi. De fapt, în vasul lui, nu știu dacă știți, dar e chiar recomandat. E recomandarea medicului. Există și o regulă, nu te fuți fără să te bați. Deci există și o regulă, bate-ți femeia cât e caldă. Dar asta e altă treabă. Deci oricând, oricând poți să o bați pe aia, da? Dar imaginați-vă voi, imaginați-vă voi să stați în casă cu un animal mai mare decât voi și să nu vă fie frică. Puteți vă imaginați asta? Să stai cu un urs. Stai în casă cu un urs. Ajungi acasă, deschizi ușa, să-l vezi că-i plin de păr, să pută, te uiți pe perete, vezi mă urmi de labă. Te uiți în mijlocul sufragerii, vezi mai căcat. Băi, și acest urs să fie retardat, dar retardat rău. Băi, să vorbească cu televizorul și să dea sfaturi printr-un televizor fotbaliștilor și să creadă că dacă poartă un tricou cu steaua, așa ajută el ca steaua să câștige. Ați observat bărbații la fotbal? Cu cât sunt mai mulți băbuși, cu așa sunt mai mulți merite decât au. Adică nu există ei, noi, fotbaliști, microbiști. Nu. Există noi. Noi fac parte din echipă. Noi am pierdut. Noi am câștigat. Noi trebuia să câștigăm. Ba mai mult, unii dintre ei sunt capitanii echipei. Merg prin casă așa nervoși, se uită la televizor și dau sfaturi la... Fotbaliști, retarda să ia, dă-mă pasă, tu-ți cura mătii n-ai dat, retarda, du-te-mă la câmp. Știți momentul ăla când au pierdut la echipa lor favorită și-s la o masă și-s roșii de invidii și tremuri? Și unul dintre ei, liderul, capitanul, ia o doză de bere cu multă ură și o aruncă în jos cu autoritate. Zice,
Futu-ți morți, mă, titanată! Ah! Că numai din cauza ta noi am pierdut! Noi am pierdut! Am o întrebare, băi. Care noi? Păi nu există noi. Există ei și voi. Ei și nimeni, voi. E o diferență ceva de genul regele Mihai Dragnea. Piele de leopard, chelea pulii. Avion, fotomodel, whisky, da, bla, bla, bla. Nu vă mai asumați meritele fotbaliștilor, că nu sunt, nu faceți parte de echipă. Și noi suntem mult mai puternici ca voi, pentru că vouă vă este frică de noi și mai ales la menstruație. De câte ori aia asta, prietena sau soția voastră nu a fost la menstruație și tu ai zis am îmbelit cariciu, am îmbelit cariciu. A stat într-un colț așteptându-l pe animale să vină acasă și totul era ca într-un film horror, știi? Deci tremurai așa ca un ornitor inconstipat. Că nu știi cum vine animala acasă. În mână cu un ghiocel, în mână cu o tigaie. Ghiocelul să-i dai în cazul în care e bine, tigaia să te apia de animală dacă te mușcă. Pentru că noi, da, noi nu suntem oameni în momentul ăla, noi avem două stări. Noi ori suntem ok. Adică venim la voi și zice, iubire, te iubesc, s-o sucupa, ori intră satana, noi, dar noi nu mai suntem normali. Deci voi nu trebuie să luați ca persoane, noi suntem posedați în bacior. Dar natura e cel mai bun prieten al vostru. Uitați-vă pe geam. O să vezi negru în jurul casei. O să fie... Doi lupi stau la intrare. Bun, ți-l belesc ochi la te... Și noi venim ca într-un film din Texas cu mafioți. Fiți atenți! Yeah!